Domnilor și domnilor, bine ați venit la Politica la Iași. Dați-mi voie să urez bun venit invitatului meu de astăzi, domnul profesor universitar dr. Valerius Ciucă, de la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza. Sper eu bine cunoscut dumneavoastră, fost judecător din partea României la Tribunalul Uniunii Europene. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru călduroasa invitație ce mi-ați adresat-o. Vă mulțumesc! Să fac mărturisirea că titlul acestei emisiuni, titlul este Uniunea Europeană, ospitalitate și xenofobie. Mi-a fost sugerat de domnul profesor după parcurgerea așa planului nostru de bătaie, un plan de emisiune care însă a trebuit modificat pentru că nu vrem să omitem aspectele de actualitate și, domnul profesor, cu permisiunea noastră, cu aceasta vom începe. Nu reluăm toată istoria referendumului din mai, dar Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra unor inițiative de revizuire constituțională. E vorba de două inițiative, corectați-mă dacă greșesc, da, pe care cele două blocuri politice le-au elaborat pornind de la rezultatul referendumului. Și Curtea Constituțională, obiecția principală în ambele cazuri, pentru că textele semănau, era aceea că introducerea în Constituție a primei întrebări, a răspunsului la prima întrebare, interzicerea amnistiei și grațieri în cazuri de corupție, încalcă limitele revizuirii. Și v-aș ruga să comentați dumneavoastră. Da, probabil este prematur să facem o analiză foarte detaliată a justificărilor pe care le prezintă Curtea față de o hotărâre care, în mod normal, ar fi trebuit să se centreze pe ideea forță din orice Constituție, care este ideea suveranității. Noi, din nefericire, pentru că ne-a fost răpit suveranul prin ocupația sovietică din siajul celui de-al doilea război mondial, nu mai avem un suveran. Nu este poporul suveran? Păi aici vreau să ajung. Dar aceasta este o metaforă foarte interesantă care poate, într-o dispută între republicani și monarhiști, să fie, să spunem așa, foarte bine tratată pentru a ajunge la chintesența acestei metafore. Poporul este suveran. În raport cu rezultatul referendumului, atât de clar, atât de frumos, atât de puternic afirmat și atât de nobil, atât de moral, planul axiologiei juridice, acest suveran numit poporul român a grăit cu voce tunătoare. A grăit cu o voce tunătoare și cu un spirit nobil. Un adevărat spirit aristocrat. Ar fi trebuit ca vocile care i-ar contrazice, să spunem așa, sentențiile, ca aceste voci, măcar o perioadă rezonabilă de timp, să se fi potolit. Din păcate, n-a fost așa. Este un fel de reacțiune imediată, un fel de caracter alergic la această sete de moralizare a vieții publice pe care poporul român a exprimat-o în modul cel mai frumos cu putință. Curtea a ignorat această sentenție populară, care este prima în ordine normativă, în ordine nomotetică, este prima care se exprimă și a fost exprimată începând cu Revoluția Glorioasă din Anglia și apoi continuând în toată Europa Occidentală cu o persistență extraordinară. Când hotărăște poporul,
Dar a hotărât poporul? Nimeni pentru că a fost poate un referent ignora. Consultativ. A fost un referendum consultativ. Da, este... Eu mă fac avocatul nu al diavolului, că diavolul nu are nevoie de pentru, avocat. Pentru un referendum consultativ, dacă vreți, folosim unitățile de măsură sociologică, care sunt unitățile pe care ne le pun la dispoziție sondajele de opinie. Da, e mai mult decât deci, evident aici. Deci poporul n-a fost chemat pentru un sondaj de opinie. Și pentru a da o direcție politicii interne și fără îndoială juriștilor care trebuie să respecte această voință populară. Dar nu deci curtea s-a aflat într-o mare eroare. Dar nu cumva de fapt ea a declarat neconstituționale formulările partidelor nu politice? Nu, aici nu intră în calcul niciun fel de eleganția iuris. Nu e vorba clar, de refuzat, formulări. Nu, pentru principiul. Că întrebările sunt chintesențiale. Nu au nimic sofisticat în ele, nu sunt retorice ca să spui că trebuie să urmeze falduri întregi de demonstrații și un fel de exordiu dintre ăsta fără sfârșit unde urmărești stilul autorului. Nu, nici vorbe de așa ceva. Astea sunt, cum să spun, niște scuze de-a dreptul, să mă scuzați, inacceptabile. Dar dacă... Inacceptabile. Și la orice nivel de analiză, inclusiv la nivelul analizei juridice. Dar dacă, de fapt, curtea negând, blocând introducerea în Constituție a acestor prevederi, n-avem de unde să nu știm poate asta. Bloca așa ceva, da. Dar dacă va fi acea majoritate parlamentară, ele vor fi, fără îndoială, introduse în Constituție. Profesor, dacă acum rămâne cale liberă unor încorporării acestor elemente în legea ordinară, în legea organică ar fi cazul. Da, este perfect adevărat. Sub aspectul instrumentalizării acestei voințe se poate realiza acest lucru, fără îndoială. Sau, vedeți, de facto sau de iure, țările occidentale au renunțat să dea curs grațierilor colective. Pentru că aici este marea problemă. Grațierile colective sunt inacceptabile pentru că principiul personalizării pedepsei urmează această pedeapsă din momentul începerii ispășirii ei și până la sfârșit. Și post factum prin mijloacele de control social cu privire la foștii condamnați. Deci principiul personalizării justiției este principiul, să spunem așa, fanion în Uniunea Europeană. În această cultură juridică unde există suverani, dar unde nimeni nu mai exercită această prerogativă, pentru că este stingheritoare față de morala publică ce s-a dezvoltat în această Uniune Europeană. De ce ar trebui să fim mai reticenți în a... Chiar și în republici, da. Da. Chiar și în republicile din cuprinsul Uniunii Europene, această manieră de a interfera cu puterea care este putere cadru în orice societate, și anume justiția, această manieră de a interfera este inacceptabilă. Și ca dovadă că, iată, François Hollande n-a avut niciun fel de grațiere. El, sărmanul, nici pe cele personale, individuale, Chirac la fel. Deci, există... Chirac și Sarkozy, cred că Hollande, să nu fim pesimiști. Da. În felul acesta se dă curs moralei populare. Da. Care să nu acum... acceptă ca oamenii, fără să trăiască sentimentul de căință, să beneficieze de un soi de clemență falacioasă, înșelătoare. Multă lume se întreabă, domnule profesor, și s-a întrebat încă din momentul în care președintele a anunțat întrebările, de ce, fără a nega în vreun fel gravitatea faptelor de corupție, de ce un astfel de condamnat să nu poată beneficia de un privilegiu, să-i spunem, nu? Că privilegiu este pe care un condamnat pentru omor sau pentru furt, iertați-mi ignoranța în materie de legislație penală, îl poate avea. Eu înțeleg că în România corupția e o problemă societală gravă, dar întrebarea cred că rămâne.
Răspunsul este foarte simplu. El a fost dat în foarte multe momente ale istoriei universale și a fost invariabil același. Corupția nu reprezintă un benign fenomen infracțional. Corupția este o stare gravă, se creează practic un fel de stat în stat prin abitudini care schimbă sensurile normelor de conviețuire. Un furt, e adevărat, poate să îl afecteze pe cel care este victima furtului. Să aibă de-a face și faptul că corupția putem presupune asista... implicarea unor oameni cu funcții de putere? Păi, în primul rând, cei care au funcții de putere sunt subiecte active în corupție. Ori, corupția de la romani citire, de la Cicero până astăzi, corupția reprezintă un flagel care distruge statul pur și simplu. Statele corupte sunt sortite pieirii și aici nu-i vorba de metafore. Aici este vorba de o realitate cruntă. Ele, nu știu de ce n-au fost introduse faptele de corupție în rândul infracțiunilor contra securității statului. Stau și mă gândesc, de ce oare n-au fost introduse? Pentru că toate celelalte au un caracter quasi-privat. De fapt, dreptul penal ca atare este un drept privat, nu cum l-am primit noi de la sovietici ca drept public. Încerc un răspuns. Poate pentru că există, după atâția ani de dictatură, după atâtea decenii de dictatură în care principiul securității statului a fost invocat așa cum a fost invocat, poate că există o timiditate, există o reticență și apoi, asta ei nu o spun, dar eu sunt unul dintre cei care îndrăznesc să o spun, eu nu cred că democrația în România este câștigată toată pentru totdeauna. Nu știu dacă dumneavoastră reușiți să vă închipuiți un scenariu de Românie non-democratică, eu reușesc. Și atunci da, n-aș vrea ca respectivii conducători să aibă instrumente în mână. Dragul meu confrate, suntem pe aceeași lungime de undă și eu sunt ghiotean ca și dumneata și știu foarte bine de la el că cel care nu luptă zilnic pentru libertatea și pentru drepturile sale, le pierde. Deci e, iată, momentul unei lecțiuni pentru absolut toți concetățenii noștri. Nu este, într-adevăr, democrația sau starea de libertate, starea de moralitate publică, toate acestea nu sunt drepturi câștigate odată pentru totdeauna. Nu poți să trăiești ca, să spunem așa, un gen de beneficiar al unei rente viagere creată de un moment istoric oarecare, în cazul nostru 1989. Îmi pare rău că sunteți la fel de pesimist ca mine, îmi pare foarte rău, da. Nu sunt surprins. Aș vrea să vă întreb acum și pornind și de la cariera dumneavoastră în domeniul dreptului și de la funcția de judecător în sistemul de justiție al Uniunii Europene. Cum vă explicați lentoarea, unii ar spune că de fapt a fost stagnare în, nu știu dacă sună bine, edificarea, în crearea statului de drept în România. Pentru că la începutul anilor 90 așteptările noastre erau mult mai mari. Statul de drept apare atunci când cultura juridică a locului scoate în evidență nevoia de pacificare a societății. Dacă societatea este învățată să evolueze, sau mai bine spus să involueze într-un mediu non-pacific, atunci nu o să apară niciodată statul de drept acolo. Responsabil cu pacificarea societății este al treilea principiu fondator al statului, dar de fapt primul în ordine istorică și ontologică, în ordine ființială pentru orice societate, și anume principiul justiției. În statele unde justiția este foarte, foarte apreciată, apare și acest frumos principiu al
suprapunerii peste toate puterile mai mari sau mai mărunte, mai evidente sau mai puțin evidente, pentru că nu e vorba numai de puterea legislativă și executivă. Nu. Mai durabile sau mai trecătoare. Mai trecătoare. Peste toate acestea, permanent, se află aceste aripi întinse ale justiției, care este în același timp vindecătoare, da, tămăduitoare, este justiția, și pe de altă parte este o sursă de speranțe pentru toți, pentru că fiecare dorește să evolueze într-un mediu meritocratic. Totodată nu exagerează, ea este precum zeița Nemesis, nu exagerez cu aprecierea meritelor. Justiția face ca și cel care nu are niciun merit să fie protejat. Pentru că de aceea este justiție. Este foarte interesant. Cine nu îndrăgește această ființă, care a fost numită în multe feluri, Temis, sau a fost Atena născută din spiritul lui Zeus, din capul lui Zeus, din țeasta lui, adică este, nu, ființa fără mamă, cum am spune așa noi. Așa, sochiera cu înțelepciune. Cu, da, Pistis, Sofia, nu? Și cu alte divinități, cum ar fi Ob, nu? Zeița obligațiilor. Cum ar fi Nemesis, am pomenit-o. Da. Aceste reflexe pe care le putem dobândi în mod natural și care favorizează relațiile armonioase, pacifice, clare dintre toți oamenii, favorizează libertățile, favorizează un alt principiu, principiul iubirii, și anume iubirea față de semeni. Nu-l mai urăști pe cel de alături, pentru că nu mai ai motiv să-l urăști din moment ce tu însuți ești un subiect gratificat de soartă într-un mediu justițiar. O republică în termenii înaintașilor, da, noștri, da, și se aici... spune de altfel că cele mai frumoase republici sunt întemeiate în cadrul monarhiilor constituționale. Asta nu e un paradox. Și atunci am fost noi sau cei care vorbeau despre statul de drept în anii 90. Unii o mai fac și acum, dar acum ne-am mai temperat. Am fost prea optimiști. Să fie o chestiune, pentru că dacă ne uităm și dumneavoastră ați putea vorbi mult pe tema aceasta la istoria constituțională a lumii anglosaxone, acolo, nu, vorbim de geneza statului de drept, vorbim de secole, nu vorbim de decenii. Este perfect adevărat, dar noi avem de partea noastră o antropologie juridică în care știm foarte bine că în sufletul românului sunt două tendințe contradictorii, și anume tendința de a se lăsa pradă fatalismului. Fatalismul, nihilismul, cinismul, toate acestea sunt atitudini care erodează ideea de justiție și ideea de stat de drept. Nu? Unde vei întâlni nihilism, aproape că n-are sens să mai vorbești despre justiție. Și de cealaltă parte este vorba de cultura meritului, merit personal în primul rând, pentru că suntem un popor individualist, noi nu suntem un popor care să iubească sociocentrismul, este foarte greu să adoptăm instituții cu caracter sociocentric. Este o binecuvântare aici, asta dovedește că suntem un popor occidental, lucru care este cunoscut de toți vecinii noștri, deci românii sunt un popor occidental prin definiție și ne priește, nouă, spiritul occidental ne priește foarte, foarte mult. Ne simțim foarte fericiți. În 90, când am avut dreptul să ne întâlnim cu frații noștri naturali, nu? Situați dincolo de Alpi, am fost extrem de fericiți. Și asta este a doua tendință pe care am moștenit-o. Este o moștenire, dacă am face puțină etnologie juridică, trecând prin toată literatura populară, n-avem timp în această emisiune, deși ar fi fabulos. Din prima jumătate mai avem cam 3 minute. Dacă am face lucrul acesta, am descoperit cât de pasionați de justiție suntem noi românii. Eu percep statul român din postura de simplu cetățean, simplu sau mai complex, are mai puțină importanță, îl percep ca fundamental ostil. Eu simt că instituțiile, exceptând
locuri poate sau instituții nobilate de oameni sunt construite pentru a te reprima. N-am avut acea șansă istorică încât să-i asigurăm statului român continuitatea firească. Statul nostru a fost furat, a fost distrus odată cu invazia sovietică. Și ceea ce a urmat după 1989 au fost un fel de erzaț de stat. Construim ceva fără să demolăm chiar tot din ce au făcut. Da, exact. Ei. Și un fel de, deci, un fel de combinație ciudată, stranie, între spiritul republican, dar nu republican în sensul republicilor vestice, ci în sens localist, în sens autohtonist, și câte ceva din trăsăturile statului modern. Desigur, analiza aceasta este făcută de către constituționaliștii onești, foarte cinstiți, și rezultatele analizelor sunt de regulă oferite unor privilegiați din domeniul juridic. În mediul public ele răzbat prea puțin. Răzbat prea puțin și oricum ceea ce răzbate în mediul public și ce efecte au aceste mesaje ar trebui să facă subiectul unei discuții separate. Noi am ajuns la jumătatea emisiunii. După o scurtă pauză publicitară ne revedem și discutăm teme europene.